Începând de astăzi, viitorii elevi din grupa pregătitoare care nu au frecventat grădinița sau vin din altă țară vor putea fi testați psihosomatic de consilierii de la CJRAE Olt. Copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie pot să urmeze clasa pregătitoare numai după ce trec printr-o evaluare psihosomatică. Durează 20 de minute, se realizează la grădinițele de stat pentru copii înscriși acolo și la sediile CJRAE. Începând de astăzi și până pe 30 iunie, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională OLT realizează evaluarea psihosomatică a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care vin din alte țări. Pentru ceilalți copii care vor merge la școală în toamnă, avizul de la CJRAE va fi înlocuit cu adeverință de la grădiniță, dar și declarația părinților. Până în acest moment, în OLT au fost testați psihosomatic 128 de copii. Copiii care au frecventat grădinița vor primi o recomandare tip transmisă de către minister și o declarație dată de părinte. Specialiștii trag un semnal de alarmă către părinți. Aceștia trebuie să fie foarte atenți și să ia în calcul faptul că cel mic trebuie să facă față la școală unor sarcini mult mai solicitante decât cele de la grădiniță. Din dorința de a-l vedea pe cel mic elev, de multe ori se face greșeala de a-l trimite într-un mediu în care nu se poate adapta.